treci cu efectivul PSD Sălaș? În cartea mea sunt președinte executiv al PSD. Ce ați dezbătut și ce, nu știu, ce ați transmis, de exemplu, primarilor sau așa mai departe? Am vorbit despre alegerile europarlamentare, despre importanța alegerilor parlamentare, despre cât de important este să primim un român în Parlamentul European, despre faptul că 70% din legislația pe care o aplicăm în România se face în Parlamentul European, în instituțiile europene, iar noi suntem obligați să o armonizăm. Cât de important este ca oamenii care ne reprezintă în Parlamentul European să țină cu România, prin amendamentele lor, prin legislația pe care o fac, să regăsească și comunitățile din România, și România, și interesele României. Le-am spus că a fi bun român nu înseamnă a nu fi bun european. Românii sunt pro-europeni, eu sunt pro-europeană și pro-atlantică. Deci, dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie să fie complementare. Le-am spus să-și apere cu demnitate țara, pentru că cu cât ești mai demn, cu atât ești mai respectat. Și să nu facă ceea ce au făcut cei din alte partide politice, să voteze împotriva propriei țări, să-și ducă subiectul țării sale în plenul Parlamentului European, astfel încât alte 27 de țări să-și dea cu părerea la ceea ce se întâmplă în țara ta. Eu cred că sunt lucruri care trebuie să rămână în interiorul granițelor, nu trebuie să le exportăm și toate aceste lucruri sunt foarte importante. Le-am spus primarilor, președinților de organizații că este foarte important pe cine vom trimite, pentru că trebuie să avem un guvern care să țină cu românii, trebuie să avem comunități locale, Consiliul Județean care să se implice, dar în același timp trebuie să avem susținere și în instituțiile europene și în Parlamentul European pentru a putea duce la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus. Am construit cu toții o temelie solidă pentru această țară. Cred că nu mai este timp de pierdut nici pentru România și nici pentru români să dărâmăm și să luăm din nou totul de la cap. Trebuie să continuăm și să țină ușile deschise ca alături să vină cât mai mulți români care vor să creionăm viitorul acestei țări, nu prin ură, dezbinare și violență, prin lucruri concrete, dacă vrem într-adevăr să dăm înainte. Am discutat despre organizare, am discutat despre îndeplinirea programului de guvernare, despre măsurile pe care le vom lua în perioada următoare și cred că toate aceste lucruri au fost lucruri foarte bune și cred că am fost în asentimentul președintelui organizației, a colegilor mei din Partidul Social Democrat. Le-am mai spus și repet acest lucru. Să fie întotdeauna mândri că sunt membri PSD, pentru că Partidul Social Democrat nu a luat niciodată măsuri împotriva românilor și nu va lua măsuri împotriva românilor. Poate nu am rezolvat tot ce trebuia rezolvat, dar cel mai rău este ca atunci când iei anumite măsuri să afecteze anumite categorii sociale, așa cum au făcut alții. Dar știți foarte bine, nu-mi place să-i critic pe alții, îmi place mai mult să vorbesc despre ceea ce am făcut noi și cred că aceasta trebuie să fie abordarea, să vorbim mai puțin despre promisiuni și să venim să spunem am început acest lucru terminăm în acest termen, vrem să facem acest lucru, cum facem acest lucru, să fim mult mai pragmatici. Mulțumim foarte mult!